Hei, salut! Azi încerc să filmez un vlog, dar nu știu dacă o să apuc, sincer, că tare mică o să mi se închidă telefonul, că nu mai am baterie deloc. Mă duc la un cocktail organizat de Jean Darcel. Știți că v-am zis eu de multe ori de Jean Darcel și e pură coincidență că m-au chemat și pe mine, pentru că cred că chestia asta se întâmplă doar vara. Eu, cum sunt client de vreun an și ceva, probabil că de aia s-au gândit și la mine și m-au avut pe listă. O să întreb pe tipa aia drăguță de acolo dacă pot să filmez, nu să intru așa și nu să să-mi fac de cap acolo. Și dacă o să pot să filmez, sper să da, o să filmez câteva fracțiuni ca să mai pun pe YouTube. Afară este foarte, foarte cald și nu mi-am luat ochelari, ce greșeală. E un soare năucitor, cred că și 30 și ceva de grade. Up! Bicicliști. Și sunt îmbrăcată de vară cu o rochiță albă. Îmi place mult rochița asta. Am găsit umbră. Sunt în stație, aștept să vină tramvaiul. Trebuie să schimb două tramvaie până acolo. Am venit și eu pe Anca, dar nu mai vreau să vină. E enervantă. E verișoara mea. Și inițial vlogul ăsta trebuia filmat fain frumos, fără griji, cu noul aparat. Noul aparat e un Nikon de 5300, așa se numește. Dar l-am luat, e în geantă cu mine și am uitat cardul în casă, pentru că mi-am băgat în laptop să descarc niște poze și clipuri și l-am uitat pe fugă, că m-a așteptat Tanca, am zis că hai repede, repede, și așa mi l-am uitat acasă. Ne vedem mai încolo. Și nu aici, nu e rimel, aici e o aluniță, dintotdeauna o aluniță. Am ajuns, sunt cu 10 minute, chiar 12 minute întârziere. Aici e asta. Dar v-am arătat fântâna asta, ce drăguță e. O să intru. Hallo! Ja, darf ich dir was zu trinken anbieten? In Hugo oder in Gilet? Hugo? Ja, dann gerne. Nimm dir doch einfach vorne was weg. Ja, plecat de acolo. Bate îngrozitor vântul, dacă o să-mi vedeți părul în toate direcțiile astea, e, se anunță de zero frumos. Și doar sper să nu mă ridice rochea pe sus, că nu pot să pun mâna pe ea. Am primit și o cunguță de la ei, cu niște cadouri. N-am avut voie să filmez, din păcate. Am filmat așa în mare, cam ce a fost. Erau două tipe care îți făceau machiajul dacă vrei. Eu nu am vrut să mă mai demachiez și să-mi fac machiajul, dar în schimb m-am dus și mi-am făcut unghiile. Sunt la trecere. Mi-am dus și mi-am făcut unghiile, mi-am făcut așa un gri închis spre albastru. Mi le-a făcut relativ ok, nu foarte bine, am scurtă și arată cam urât, dar asta e. Acum l-am chemat pe Andrei să vină cu mașina după mine și l-aștept aici. Și cam gata ziua de azi. Păcat că n-am putut să filmez mai mult, o să vă arăt acasă ce am primit și ce mi-am cumpărat. Pentru că mi-am cumpărat și un fond de ten de care sunt foarte încântată, abia aștept să-l încerc. E ceva nou, a apărut la ei. Și mi-a plăcut swatch-ul pe care l-am făcut pe mână și se potrivește și nuanța, culmea, că e foarte greu îmi găsesc. Fondurile de ten care le găsesc și îmi plac foarte mult ca și consistență și așa, în general sunt roz.
mai ales astea de drugstore. Astea mai mult au tentă de roz. Nu știu ce să vă zic mai mult decât că acum mă ia vântul și trebuie să mă țin de fustă. Așa că vorbim acasă. Am ajuns să sfârșit acasă, a venit Andrei și m-a luat. Asta e punguța pe care am primit-o. Înăuntru am o punguță mai mică. Punguța cu dâns. Ia să vedem. Pot pe mână. Ce avem aici? Avem niște creme anti-age. Credeam că sunt de față, dar ele de fapt sunt de mâini. Ah, super, super tare. Tare. Ce mai avem aici? O mostră de cremă de lifting, se pare că. Da, asta poate o să ajung la mamă. Gata, în asta. Iar eu mi-am cumpărat tonicul, ăla care îmi plăcea mie foarte mult. I-am schimbat ambalajul și vine cu pompiță, ceea ce e super, super tare. Și încă un produs nou pe care vreau să-l încerc, e un fond de ten. L-am luat în cea mai deschisă nuanță. Au avut 20% gratis la orice produs. Asta e unul cu pipetă. L-am probat pe mână și are foarte mare acoperire și e și mat. Chiar eram în căutare unui fond de ten mat și nu știam ce și cum. Sper să fie fain ăsta. O să vă zic pe Snapchat ce și cum când o să-l încerc. Aici se încheie și vlogul meu, din păcate, pentru că cei de la Jandarsel nu m-au lăsat să filmez acolo. Nu mi-au explicat prea bine de ce, dar am zis că e în regulă și n-am cerut prea multe explicații. Dacă era să filmez mai mult, probabil era și vlogul mai lung puțin. Dar cam atât am putut. Eu vă pup până data viitoare și ne revedem la un nou clip. Ciao!